Tot ce pot să vă zic în această dimineață extrem de mohorâtă și ploioasă este că sunt într-o întârziere colosală. Mă duc acum la Tribute să mă coafez. Am neapărat nevoie de niște volum la păr și un coafat din ăla superb. Iar Dana de la Tribute este regina volumului. Așa a declarat-o lumea pe Instagram, regina volumului. Și chiar coafează superb. Și mă încalț cu o mână în timp ce mă chinui să vloguiesc pentru voi. Am avut o dimineață foarte... Mati nu prea a vrut să doarmă azi noaptea, că am stat treaz. Mati nu-și pe mine trează, nu m-am mai trezit la 5 și nu am mai avut timp pentru mine, că am stat cu el în pat să dorm și eu și să doarmă și el. Am fost la sală de dimineață, am făcut un antrenament pentru spate super, super bun. Am venit acasă, m-am aranjat toate cele. Mi-am făcut părul ca să arate cât de cât ok și acum plecăm la Tribute ca să nu întârziem și să reușim să ne facă Dana un păr absolut superb. Și abia aștept. Și după aia avem o masă la Mandalun, după care ar trebui să ne întoarcem să facem materiale. Și diseară, să vă zic așa, diseară vom face ceva foarte special, adică eu voi face ceva foarte special. Voi merge singură la teatru. Mi-am dorit de mult să merg la teatru și am... intrat în această fază în care îmi doresc să fac și singură anumite lucruri, fără prietene, fără iubit, fără nimic, să fac chestii singură și am hotărât că astăzi să merg singură la teatru. Abia aștept. Ca să înțelegeți ce reușește Dana să facă. Deci așa volum, Doamne, Doamne, deci îmi dă un volum la păr incredibil. Femeia asta este zeu. De fapt, nu, este regina volumului, ca așa îi zic eu pe Instagram ei. Regina volumului. Acum mergem că avem un business lunch, o întâlnire și mâncăm. Și sper să nu fie întârziat, și sper să nu întârzi, sper să nu fie prea aglomerat. Dar, Doamne, ce mă bucur de acest volum, sunt atât de fericită! Trage mult de tot. Deci, dacă vreți volum, chiar vă recomand pe Dana de la Tribute. Este regina volumului. M-am gândit eu ca astăzi și cumva vlogmasul de astăzi să fie într-un fel despre favoritele lunii și cum m-a sfătuit cineva să încerc pe cât posibil anumite subiecte să le integrez în vlogmas. Așa că astăzi în acest vlogmas o să vă prezint și favoritele lunii. Și o să începem cu zona de skincare. Cred că ați văzut pe Instagram că am făcut o campanie cu cei de la Capodarca și am două produse de la ei pe care le-am integrat în rutina de skincare. Pe al treilea urmează, după ce consum demachiantul actual. Este vorba despre serul celor de la Capodarca și se vede că luna aceasta l-am folosit. Îl folosesc în fiecare seară. El teoretic este pasul 2. În rutina Capodarca. Rutina Capodarca este o rutină foarte simplă. Aceste produse sunt foarte clean, nu conțin iritanți, parabeni, silicon și așa mai departe. Și este o rutină cât mai simplă în 3 pași. Pasul 1 curățare, pasul 2 ser și pasul 3 cremă. Eu folosesc puțin diferit pentru că eu vreau să folosesc și celelalte produsele mele care simt eu că îmi fac foarte bine, vitamina C și așa mai departe. Și atunci seara folosesc acest ser după care vin cu alte creme și minunății pe care le aplic pe ten. Dar în fiecare seară aplic acest ser pe față și decolteu, și gât și decolteu. Iar crema o folosesc dimineața. Este crema pe care o folosesc în fiecare dimineață după ce folosesc vitamina C și toate serumurile pe care le folosesc. Îmi plac foarte mult, crema miroase senzațional, are așa... mă duce oarecum cu gândul la cocos, dar nu chiar, e... are ceva, miroase foarte bine, este o plăcere să mă dau cu ea. La modul cel mai serios, chiar este o plăcere. Și am simțit și simt că tenul meu reacționează foarte bine la aceste produse. Oricum, deja mi-am învățat, zic eu, destul de bine tenul și fața mea a reacționat
aș putea spune chiar nemaipomenit în ultima jumătate de an. Și arată foarte bine, este foarte curată. Mai am și eu mici momente când îmi mai miez coșuri și așa mai departe, dar încă este ok și nu prea mai am nici foarte multe semne. Mai am gropi și semne cumva... Adică nu mai am semne la modul de pete, dar am semne gen porii dilatați, adică porii sunt foarte dilatați, mai ales în zona asta. Am gropițe unde acnea a săpat în ten și asta se rezolvă cu tratamente, laser CO2, Morpheus și așa mai departe, tot felul de peeling-uri mai puternice. În aceste lucruri în niciun caz nu le poți rezolva cu creme. Foarte greu și probabil în foarte mulți ani, dar foarte greu. Pentru astfel de semne profunde ai nevoie de laser și așa mai departe. Și urmează să continui și toate tratamentele astea cu laser. Dar acum fața mea chiar se simte foarte bine și în timpul menstruației nu prea mai mi-ies coșul. Cred că mi-apare maxim 1 și nu în fiecare lună, ceea ce este wow! Pentru mine, credeți-mă, deci la mine nu exista zi în care să nu am un coș. Deci nu exista mai multe. N-am avut niciodată, și știți asta, comedoanele alea foarte, foarte adânci în piele sau foarte rar aveam câte unul, dar eu aveam erupții constant. Și ca să trecem înapoi la subiect, da, aceste produse chiar îmi plac foarte mult, le folosesc în fiecare zi așa cum v-am zis. Dacă vreți mai multe detalii despre ele, oricum o să vă las link în descriere, dar găsiți și pe Instagram Reels-ul și postarea cu aceste produse și mult mai multe detalii despre ele. Următorul produs oarecum skincare ar fi acest Oil Blossom Lip Mask de la Petite Fille. L-ați mai văzut la mine. Îmi place în primul rând că este un borcan foarte mare și cel mai mult îmi place că este extrem de hidratant. Îl aplic atât seara cât și pe timpul zilei când vreau să îmi hidratez foarte bine buzele și în perioada aceasta, vă zic, eu întotdeauna am buze foarte uscate. Buze și mâini uscate, iarna la mine este literă de lege, din păcate. Încerc să beau mai multă apă, încerc să beau ceaiuri, încerc să mă hidratez, dar nu stau atât de bine pe partea asta, plus că așa reacționează pielea mea. Mă deshidratez, mi se usucă pielea. Inclusiv tenul și corpul se deshidratează în sezonul rece la mine. Și cumva asta observat și voi atât cât și eu, că în rutina de skincare în sezonul rece încep să folosesc chestii mai hidratante și oricum cam toți ar trebui în sezonul rece să începem să folosim creme și produse mai hidratante, mai hrănitoare pentru a proteja piele, față, păr, corp și așa mai departe. Bun. Și pentru că am buze foarte uscate mai tot timpul și gândiți-vă că eu nu prea mai folosesc, de fapt n-am mai folosit deloc rujuri mate care să deshidrateze. Înainte foloseam foarte des, acum nu am mai folosit. Folosesc în general creion de buze cu balsam de buze, creion de buze cu măști din acestea uleioase sau doar măști sau doar balsam de buze sau eventual un gloss, dar și glossurile deja le folosesc cam rar. Și toată luna noiembrie am folosit acest produs. Mi s-a părut absolut genial și miroase bine. Chiar miroase așa cumva fructat. Adică e foarte plăcut și vi-l recomand pentru că dacă aveți buzele uscate, chiar vă hidratează în profunzime. Și ce vă recomand să faceți dacă aveți buze foarte uscate este să îl aplicați într-un strat destul de gros înainte de culcare și să lăsați acționeze pe timpul nopții. Mai departe avem Chica Clearing BB Cream de la Purito. Nuanța pe care eu o am este 23 Natural Beige. L-am folosit în zilele în care nu am folosit fond de ten în noiembrie. Într-adevăr, am luat acest BB cream spre sfârșitul lui noiembrie. Prima dată am avut un sample, iar apoi mi-am cumpărat produsul full size. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Îmi place că are o acoperire bună, aș spune chiar acoperire medie. Este un produs foarte clean, îți dă, adică nu conține parfum,
chiar este un produs clean și în același timp conține și ingrediente care să îți ajute tenul acneic. De aceea se și numește Chica Clearing. Așa că este foarte potrivită pentru un ten acneic sau cu tendința acneică. Mi se pare că rezistă foarte bine pe timpul zilei și ușor, ușor, mi-am dat seama că mai ales acum în decembrie, am început să-l folosesc tot mai des și cumva să îmi cam înlocuiască fondul de ten. Ceea ce mă bucură că este suficient un BB cream pentru mine. O să vă las link în descriere unde puteți să găsiți produsul și dacă aveți întrebări despre el puteți din nou să mă întrebați, să-mi scrieți în comentarii și așa mai departe. Dar chiar este foarte, foarte bun și faptul că îmi și ajută tenul să rămână curat, să lupte împotriva acnei și așa mai departe, este un mare plus. Mai departe avem pudră pe care am început să o folosesc, aceasta de la Urban Decay și este Urban Decay D-Slick. Este o pudră matifiantă, compactă, îmi place foarte mult, o folosesc în fiecare zi, pe tot tenul și chiar îmi menține tenul matifiat. Știți că eu am un ten extraordinar de gras, ei bine, pudra asta chiar își face treaba și chiar îmi menține tenul matifiat cât mai mult timp. La un moment dat mi se îngrașă tenul, dar greuț pe timpul zilei. Apoi avem aici acest bronzer, pe care cred că vi l-am mai arătat, Bronze to Paradise de la L'Oreal. Băi, dar l-ador! Efectiv îl ador, îmi place și astăzi îl port, îmi place la nebunie, îl folosesc în fiecare zi, cred că deja de 2 luni. Dar voiam să vi-l mai arăt odată, pentru că îmi place atât de mult, este accesibil ca preț, culoarea este potrivită pentru... Încerc să-mi dau seama de o... cu nuanță, dar nu văd. Nu văd nuanță. Da, îmi pare rău că nu văd nuanță. Îmi place că mi se pare potrivit atât pentru un ten un picuț mai închis, nu foarte închis, dar mai ales pentru un ten deschis. După cum puteți vedea, îți dă contur, îți dă acel așa bronzy look, dar nu este prea intens. Și partea foarte bună, care îmi place foarte mult, este faptul că conține 84% ingrediente de origine naturală. Așa! Mai avem aici mascara pe care am început să-l folosesc acum nou. Este grandios de la Lancome. Îmi place foarte mult. Uitați-i cum arată. Așa. Și ce îmi place la el extrem de mult este pensula. Pentru că dacă observați, ia uitați cât de bine intrați la rădăcina genelor datorită formei. Spre deosebire de când intre. Adică e mult, mult, mult mai comod de aplicat. Așa, să dau un pic și pe partea asta. Eu mă uit în cameră. Gata. Îmi place foarte mult. Vedeți și voi cum arată genele. Este foarte intens, foarte negru, dă volum, alungește extrem de bine, dar nu dă chiar atât de mult volum ca altele. Sunt alte mascarauri care sunt mult mai voluminoase, dar și acesta dă un volum foarte frumos. Aș spune că este un volum mai natural al genelor, după cum puteți vedea. Sunt mascaraori și cred că m-ați văzut și pe Instagram și pe YouTube. Sunt mascaraori care îmi dau mult mai mult volum și par mai dese, mai intense, mai multe. Acesta are un volum mai natural, dar mie personal îmi place și așa. Mi se pare că este suficient. Ok, la un smoky eye sau la un machiaj extrem de intens, nu l-aș folosi pe acesta și aș folosi un mascara care să aibă acel volum mare de care vă spuneam. Dar pentru de zi cu zi este mascarul perfect, rezistă foarte bine, arată foarte bine, mie personal îmi place mult. Și ultimele favorite ale lunii sunt aceste două produse care sunt de fapt un combo de la L'Oreal. Ah, ambele de la L'Oreal. Ok. Avem acest creion de buze pe care combo-ul acesta îl porci astăzi. Avem acest creion de buze care este în nuanța 630, este Lip Liner Couture Color Rich. Este un roz natural, ușor pudrat, foarte natural. Nu este acel maroniu de la Melchior pe care l-am eu și care rămâne creionul meu de buze numărul 1 orice ar fi, deci ca ăla nu e niciunul, sau ori mai fi, da, mă rog. Asta, ăla e și ieftin, își face și treaba, te ține și mult, chiar nu dai greș cu creionul ăla.
Acesta este mai pe roz, mai pe natural, e mai dulceag, aș spune, și îmi place. Și combinat cu acest ruj, absolut superb. Uitați cât de frumos este rujul. Foarte frumos, tot așa, un roz natural, pudrat, ușor peachy, care este nuanța 171 din gama Coloris, nu confident. Așa se numește nuanța. Și așa arată. Asta este combinația. Cam astea au fost favoritele lunii. Sper că v-au plăcut. O să vă mai țin la curent pe timpul zilei despre ce mai facem astăzi. Și evident o să povestesc și cum a fost la teatru. Momentan mă duc să-mi continui ziua și ne auzim mai încolo. Bună dimineața! Este sâmbătă dimineața. Ce dorești, măi? Uitați-vă la eu. Uitați-vă la eu că m-am nebunit. Toată noaptea în noapte m-a pasărit pe mine. A făcut ca toate alea, Doamne. Miu, 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 miu. Știu că vrei de mâncare. Oh. M-am trezit. Mai târziu astăzi, ce drept. Și este foarte interesant că acum m-am culcat de aseară, recunosc, m-am uitat la Sex and the City. Am putea trezea un loc, mă curc la ora mea obișnuită. Ai răbdare, te rog! Doamne! Și... poftiți! O chestie foarte interesantă. Pentru că nu mă mai trezesc la 5-5.30 maxim, simt că pierd vremea și simt că am pierdut foarte mult timp pentru că acum este 7.30. Bine, m-am trezit acum vreo jumătate de oră și, na, până mi-am făcut skincare toate cele și m-am spălat pe față, pe dinți și mai departe. Și asta e chestia, simt că am pierdut timpul, simt că acum cumva sunt în întârziere, este foarte interesant. Bine, tot timpul am senzația asta. Nu că tot timpul sunt în întârziere, dar dacă mă obișnuiesc să mă trezesc la o anumită oră, apoi, dacă mă trezesc mai târziu, în ziua respectivă, am senzația aia de am pierdut timp, nu mai fac chestii. Nu știu, mereu am avut senzația asta. De aceea mie nu-mi place în general să mă trezesc târziu. Pentru mine o zi, dacă m-am trezit la 10-11 ziua aia nu mai există. Adică în 2 ore s-a terminat ziua. Nu știu, așa sunt eu. Și urmează să dau de mâncare și cățeilor, eventual. Să-i scot la plimbărică și pe ei să-și facă nevoile, copilașii. Acum arată coșul lor de mâncare. Să-și comand de mâncare. Cred că le mai iau un sac. Le iau cam un sac la o lună jumate. Poate chiar 2 câteodată. Cam așa le cumpăr de mâncare. Prefer să iau un sac de 7 kg. Îl răstorn acolo în coșul la mare de la IKEA și o lună jumate n-am ce treabă. Mai ales că Suchi fiind cardiac, acum ei trebuie să mănânce mâncare specială, e mai complicat. Bun, acestea fiind spuse, mă apuc să le dau și de mâncare, că se uită Yogi foarte urât la mine, gen, femeie, dă-ne de mâncare, te rog, mă așteaptă acolo. După care ne continuăm ziua. Astăzi avem un principiu, adică vreau să rezolv chestii de muncă pe care n-am apucat, să le rezolv în timpul săptămânii și pe care, na, trebuie să le termin până plecăm, că plecăm luni, la Nor Atlas, la Gura Teghi, în Buzău. Și la 12 mergem la sală, la Tiberiu. Și pe seară ne întâlnim cu fetele. Cam asta este planul pe ziua de azi. Planul meu era ca această dimineață să arate ușor diferit. Doar că m-am luat cu treaba la calculator și am aranjat materiale. Ideea este că, de exemplu, eu salvez absolut toate materialele filmate din anii trecuți, începând din 2020. Ba nu, chiar mai mult de 2020, cred. Cred că 2018 chiar am început să salvez materialele. Asta înseamnă tot ce am filmat vreodată pentru YouTube, tot ce am filmat cu camera pentru Instagram, social media și așa mai departe, eu le salvez. Pentru că, uitați, de exemplu, se mai întâmplă, am ceva în păr, ia să vedem ce este, nu știu,
se mai întâmplă să fac niște chestii, un fel de rewind, ce am nevoie de materiale, nu știu, de când eram în Grecia, de când eram nu știu pe unde. Și atunci, pentru faptul că eu am toate materialele alea, pot să reeditez, să recreez, să refac niște materiale. Și acest lucru chiar m-a ajutat foarte mult. Și dacă sunteți în zona de vlogging, Instagram sau producție video, vă sfătuiesc din tot sufletelul meu să păstrați materialele pe cât posibil. Eu mi-am cumpărat și am investit în detail-hardurile, ca să zic așa, foarte, foarte multe. Uitați! Harduri. De genul, le iau de pe EMAG. Efectiv, harduri din astea mari. Ăsta e, de exemplu, de 2 tera și ultima oară mi-am luat unul de 8 tera, că mi-am dat seama că dacă, adică videourile au o capacitate foarte mare și mi-am dat seama că dacă le umplu atât de repede pe astea de 2 tera, o să am foarte multe de 2 tera, așa că mai bine îmi cumpăr de 8 tera și reduc, adică am un hard în loc de 4. Și asta se întâmplă acum. Și am rearanjat pe aici că am un hard. Vi-l arăt imediat. Acesta. Pe care țin materialele pe care eu lucrez gen acum. Adică ce filmez. În general cam aici țin materialele din anul curent. Pentru că lucrez foarte mult cu hardul ăsta și după aia, dacă plec undeva, iau hardul cu mine, îl colectez la tabletă și așa mai departe, sau pe laptop. Și în felul acesta am acces la materialele filmate în anul respectiv rapid, iar apoi, când trece anul, sau poate chiar mai devreme, depinde, le mut pe hardurile acelea mari. Și acum hardul ăsta mic, pentru că 2020 nu-l mutasem pe tot, s-a umplut și când am încercat să copiez vlogul de ieri, să-l fac, mi-a zis că nu are spațiu, așa că acum stau și am stat și am copiat foarte, foarte, foarte mult. Am copiat materiale și am rearanjat și tot felul și ce mai păstrez, păstrez și videourile finale. Adică pe lângă bruturi, păstrez și videourile finale cum au fost editate și asta în primul rând pentru alți clienți. Adică, nu știu, L'Oreal, Kerastase, Dentalist și așa mai departe, cu cine am mai lucrat, Sephora, dar și pentru mine YouTube-ul meu. Pentru că, din nou, nu se știe când am nevoie, poate vreau la un dat undeva să urc materialele respective sau să le dau cuiva sau să le dau ca și, nu știu, ilustrație la ceva, eu le am acolo pe toate. Eu vreau să fac niște materiale, să filmez niște reels-uri înainte de sală. Nu se va întâmpla acest lucru, ar trebui să și mănânc pentru că este deja 11 și nu am mâncat nimic. Și nu e ok. Nu e deloc ok și mă bate Tiberiul. Și vreau să vă arăt. A, dormea, dar acum încep să comenteze. Ce e mama? Ce s-a întâmplat? Ce e? Oh, da? Da? Stai cu să cazi de pe pătuț. Da? Deci cea mai lipicioasă pisică de pe planetă, tu ești. Tu ești, maică, cea mai lipicioasă, cea mai lipicioasă pe care o știu. Ce ți-am zis, mă, că o să cazi? Ce faci, măi? O, ce-o. Pe tine iubește mami mult. Nu mai așteptam să fiu așa, așa de pisica asta. Da. Și aici mai avem 2 cățeluși care și ei stau tot timpul, dar tot timpul. Sărăcuța Suchi acum este și oarbă. Nu mai vede. El e ok. El n-are nicio treabă. E doar leneș. E doar leneș. Deci ce ești la mine fascinant. Uite ce fraier ești. Uite ce fraier ești. Ține, fraierică! Bun, așa că să-mi fac și ceva de mâncare, zic. Vă arăt, vreți? Haideți să vă arăt ce-mi fac de mâncare. Ce am astăzi în meniu.
După care mergem la sală, nu știu dacă ne lasă Tiberiu să filmăm, dar cel mai probabil nu o să mă lase. După care ne întoarcem și într-adevăr ne machiem și ne apucăm de toate materialele pe care le-am făcut. Deși, vă zic, cu cea mai mare sinceritate, că e așa de urât afară că n-am nici un chef. Bă, dar nici un chef. Dar, vedem. Bun, haideți să facem de mâncare că mi-e foame. Așa arată micul meu dejun. Aceasta este o farfurie de la The Italian Vintage. Apoi haideți să vină aici mai la lumină să vedeți. Avem așa, două rondele de orez, unt de arahide, căpșuni și semințe de cânepă. Am vrut să pun la un inițial și afine și căpșuni, dar până la urmă mi-a fost pofta doar de căpșuni, așa că am pus căpșuni. Cam așa arată. Iar farfuria asta este super. Gata, mă pun să mănânc. S-a făcut duș. S-a mâncat de prânz. Am avut curcan cu legume la tigaie. Mă rog, la tigaie. Da, adică trase prin tigaie, dar legume genici de legume. Mai fac o cafea. Așa. Mai fac o cafea acum. M-am apucat, mi-am făcut tenul și sprâncenele. Și urmează să filmez un reel de make-up. Nici nu știu dacă mai mănânc ceva înainte să plec. Posibil că o să mănânc fix înainte să plec, să văd ce mai îngătesc. Și plecăm la un meci de basket cu fetele. Mergem să vedem meciul de basket. Mă duc în birou. Da, mi-e tare teamă că nu mă auziți. Cum ziceam, au venit fetele cu ideea... hai că stau aici. Au venit fetele cu ideea să mergem la un meci de basket. Așa că mergem la un meci de basket, why not? Nu pot să zic că sunt eu mare jucătoare de basket sau că le-am eu cu basketul, dar am zis, bă, e fun, putem să mergem. N-are nicio legătură cu Crăciunul, dar mergem, e ok. Și cam atât ar fi. Cam asta este. În rest, treabă multă. Adică am de filmat chestii, am chiar foarte multe chestii de filmat și de editat și vreau să le termin pentru că mâine vom petrece, apropo de chestii, Christmas, mâine vom petrece destul de mult timp din zi cu mama, mergem la brunch cu ea și dacă tot se întâmplă asta, aș vrea foarte mult să am ziua liberă, să nu stau stresată că mai trebuie să fac lucruri sau că... ce-mi plac luminițele, cum se văd, sau chestii de genul. Așa că, acestea fiind spuse, mă duc să-mi iau cafea, să mă întorc aici să filmez reels-ul și ne vedem la meciul de basket. Bună dimineața! Ce faci, mi-e fetiță aici? La ce te tot uiți tu acolo? La ce te tot uiți tu acolo? Azi noapte m-a nebunit, deci m-a nebunit. M-a mușcat de față, de nas, de venea pe mine, pe fața mea, nu puteam să respir. Exact. Acum e rândul meu. Acum e rândul meu să te nebunesc și să te chinui. Ce spui internetului? Hmm? Ce vrei să spui internetului? Miau! Hai zi! Miau! Mua! Iubito! Cum ziceam? Aseară am fost la meciul de basket, după care am ieșit cu fetele puțin să bem un cocktail, am băut un Cosmopolitan. Ne-am avut un moment din ăsta, Sex and the City. Nu știu dacă mai țineți voi minte episodul când Carrie și fetele, Carrie suferea și s-au dus la meciul de baseball și au stat ele acolo sus, nu știu ce, au băut Prosecco. Bine, n-am băut la meciul de basket, dar... ce soare! Dar am vrut noi să avem un moment de Sex and the City și în film ele erau îmbrăcate super... cumva nepotrivit pentru un meci de baseball. Ei bine, aseară, pentru că noi știam că oricum o să ieșim și după, ne-am aranjat, ne-am luat tocuri, ne-am luat blănurile și am... am fost total nepotrivite la acel meci de basket. Chiar a fost super funny. Da, ne-am distrat, deci am râs în continuu. Evident, ne-am și uitat la meciul de basket.
A fost Steaua Craiova, câștiga Steaua. Chiar a fost super tare și am zis că să mai mergem la meciuri de basket. Eu am mai fost în... Au, mă muști! Am mai fost în, în pandemie, și eu zic, când zic în pandemie, înseamnă anul 2020, că atunci a fost mai nasol, ca să zic așa, din punct de vedere restricții, mă doare! Băi! Mă, fetiță! Și în 2020 am fost la o chestie din asta gen 3-3, niște meciuri din astea de basket scurte care se joacă 3-3 la un singur coș, foarte mișto, chiar foarte mișto a fost. Și chiar îmi place să merg la meciuri de basket, n-am fost la foarte multe, dar îmi place. Și am zis că o să mai mergem, să experimentăm, eventual să mergem și la... Am fost toată la un meci de rugby care tot așa mi-a plăcut foarte mult. În general îmi place să merg la evenimente de-astea sportive, nu prea îmi place la fotbal pe stadion, pentru că mi se pare că fotbalul este foarte, adică, funny și, ca să zic așa, distracția din spate este foarte agresivă. Nu-mi place la fotbal. Deși îmi place să mă uit la fotbal câteodată și mi se pare interesant, nu-mi place ce se întâmplă în culise, ca să zic așa. Și atunci prefer să merg... Ce faci? Ce faci tu? Unde vii? Și atunci prefer să merg la basket, rugby, handball, la chestii de genul, pentru că publicul este mult mai calm. Tenis, îmi place foarte mult să merg la tenis. De ce tragi de vlog? Ai chef de joacă acum, ha? Ai chef de joacă? După ce m-ai nebunit pe mine, ai chef de joacă? Nu-mi dormi bine din cauza ta, că m-ai nebunit toată noaptea. Nu știu ce ai avut azi noapte. Toată noaptea a vrut să joace. Toată noaptea. Sărea pe fața mea în continuu. O împingeam. Înjuram. Tate! Dar toată noaptea m-a nebunit fetița asta. E foarte simpatică. Cum zice Mati Pisca cu muci negri. Kiwi. Chivuța. Chivuța. Și am zis că o să mai mergem, mi-ar putea să mai mergem la un meci de rugby, de exemplu, pentru că mie chiar mi-a plăcut foarte mult. Când am fost, am fost acum mulți ani, nici nu mai știu dacă făceam pe vremea aia daily vlog-uri, dar cred că făceam, eu așa țin minte. Cine e de mult pe canalul meu de YouTube, probabil, poate, își aduce aminte. Și mi-ar plăcea să merg la un meci de handball, mi-ar plăcea să merg la polo. Am zis că o să mai mergem, mai ales că ne-am distrat și chiar a fost super fun. A fost așa girls night. Acum, astăzi am brunch cu mama și după aia mergem în mall, mergem și în Park Lake, vrea mama să-și ia niște haine. Eu am ridicat o comandă de la Zara, am făcut comandă online și am dat, pentru că era... practic transportul gratuit, dacă dădeam ridicare dintr-un magazin, am dat ridicare în magazin, am zis că oricum sigur pot să-mi fac drum să ajung până acolo și am dat ridicare din Park Lake, așa că mă duc să ridic comanda cu mama, cumva le-am reglat. Și acum trebuie să mă aranjez, să fac câteva poze, aș vrea să filmez un Reels, să vedem dacă îmi iese și dacă reușesc. Și cam atât, am scos și căței. M-am culcat destul de târziu aseară, astăzi nu am reușit să mă trezesc la 5. Asta este adevărul. Dar îmi sună ceasul la 5 în fiecare dimineață, chiar și în weekend. Mă trezesc, opresc alarma, stau puțin cumva ca... corpul meu să se obișnuiască în continuare, să se trezească, după care dacă simt că sunt totuși cam obosită, mă culc la loc și după aia am sunat ceasul pe la 7:30, a sunat azi la 7:30 și pe urmă m-am mai jucat cu Kiwi în pat vreo jumătate de oră și m-am dat jos din pat la 8. Destul de târziu pentru mine, eu să mă dau jos din pat la 8, mi se pare mega târziu. Eu deja când văd că e 9 ceasul, mi se pare că deja s-a dus jumătate de zi.
Dar lucrul ăsta se întâmplă și pentru că mă trezesc foarte devreme și probabil că o să vi se pară ciudat să mă trezesc și în weekend la 5, dar îmi place, mie chiar îmi place și fac chestia asta și pentru a menține organismul și corpul obișnuit, pentru că apoi în timpul săptămânii când fac treaba asta, ca să pot să muncesc, să fiu productivă și toate cele, îmi este mult mai ușor să mă trezesc dacă m-am trezit și în weekend. Dacă în weekend aș dormi până la 12, după aia n-aș mai putea să mă trezesc. Ce faci, măi? Da. Și cam asta este. S-au mai strâns și niște empties-uri. Mă gândeam dacă să fac. Dar abia am făcut empties. Deși se umple cutia pentru că s-au strâns niște lucruri destul de voluminoase. De exemplu, ce urmează la empties este această lumânare care s-a dus. Goodbye, trebuie să o schimb. Doamne, mi-a plăcut super mult. Dark Orchid and Patchouli de la JISC, nu de la JISC, de la Pepco. Dita mai lumânarea. 2 săptămâni am ars-o în continuu. Mă rog, destul de în continuu. Și acum ar trebui să mă apuc să ard altă lumânare pe aici, să vedem ce lumânare să pun să ard. Dar chiar mi-a plăcut foarte mult lumânarea și sincer o să fiu, mă gândesc, dar nu cred că au nu cred că au Pepco în parcă. Dar poate văd să mai găsesc o lumânare din asta mare și n-a fost nici scumpă, nu mai știu cât a fost, că nu cred că nu mai scrie pe fund. Dar cred că a fost undeva la 26 de lei, oricum știu sigur că v-am zis pe stories la un moment dat, dar undeva pe la 26 de lei. Bun, acestea fiind spuse, mă pregătesc de brunch cu mama pentru că o să treacă timpul foarte repede, deja prevăd că o să treacă foarte repede timpul.